oamenii lui Assad au luat foc după bombardamentele Occidentului, agresiune barbară, sublinierea brutal. Regimul sirian a denuncat sunt agresiunea barbară, sublinierea brutală, a occidentalilor, după atacuri de subliniere urate în cursul nopții de SUA, Franca, sublinierea Marea Britanie asupra unor baze militare, a relatat agenția oficială sirian de presă ANA, preluat de AFP, sublinierea IPA. Siria condamnă în termenii cei mai fermi agresiunea SUA, Francei, sublinierei Marii Britanii asupra Siriei, care constituie o încălcare flagrantă a dreptului internațional, a spus o sursă din cadrul Ministerului de Externe sirian, citat de SANA, conform Ager Press. Aceste atacuri au urmărit să împiedice o misiune a Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice, OIAC, care urma să înceapă sunte o anchetă la Douma privind un presupus atac chimic, conform SANA. Sursa citat de SANA acuz Occidentul ce încearcă astfel să însubliniere ascund minciunile. Statele Unite au lansat, împreună cu Marea Britanie, sublinierea Franca, atacuri asupra unor obiective în Siria, susținând ce au atacat în special unități de producție de arme chimice de care, conform Occidentului, ar dispune regimul lui Bashar al-Assad. Această operațiune comună a avut loc la o săptămână după anuncul privind un atac chimic la Douma, în apropiere de Damasc, atribuit de Occident forțelor guvernamentale. Atacul ar fi făcut peste 40 de morți.